Președintele Klaus Iohannis a avut astăzi o replică pentru guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a îndemnat pe români să bea ceai de tei pentru a-și păstra calmul în fața scumpirilor. Șeful statului a mai spus că războiul din Ucraina va continua să genereze crize economice. Probabil acolo sunt mai mulți trei în parc și se bea mai mult. Eu cred că este o încercare gravă prin care trecem. Eu cred că toată lumea va resimți. Gândiți-vă că plătim mai mult pentru benzină, pentru motorină, pentru alimente și este evident că trebuie să fim un pic mai atenți cu ce cheltuim, cât cheltuim și cum cheltuim. Guvernul lucrează la scheme de compensare, se discută despre anumite compensări la pensii, la salarii și așa mai departe. Însă trebuie să fim conștienți de fapt că acest război va crea în continuare crize. În perioade de crize este bine să judeci de două ori ce faci, cum faci și cum cheltui banii, a declarat președintele Klaus Iohannis joi, întrebat despre criza prețurilor și despre îndemnul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Șeful Băncii Naționale i-a îndemnat joi pe români să nu se panicheze în fața scumpirilor și să bea ceai de tei pentru a-și păstra calmul. Presiunea costurilor s-a transmis cel mai mult la alimentele procesate, prețul la energie s-a transmis în produse agroalimentare, dar și pe un fond de început de panică. Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitația este caracteristică perioadelor de criză. Este de înțeles, autoritățile trebuie să transmită mai calm. Am înțeles și eu mesajul. Mai bem un ceai de tei. Eu am băut cu Eugen Rădulescu. Deci este un sfat bun. Acest canal psihosocial al anticipațiilor, exagerările sunt specifice, dar nu fac bine, a comentat guvernatorul BNR, spirala scumpirilor.